Chiar dacă meseria ta a fost și încă mai este să apari din când în când la televizor, nu cred că e ceva la care să nu am dreptul până la urmă, da? Aceasta este decizia mea. După o experiență nefastă, trăită, știți bine, de curând, am fost poate prea deschisă, poate prea... prea normală, adică să zic așa. Povestea a ieșit, da? De mână și ai vorbit foarte mult și ai propulsat și ai avut încredere și ai fost dezamăgită, pe scurt. Am învățat ceva dintr-o experiență anterioară, da? Da. Aceasta este opțiunea mea. În cazul acesta, însă, există un argument în plus. Sunt alături de un om care are o meserie specială, da? Este diplomat și nu oriunde, ci într-un colț de lume unde lucrurile nu stau în tocmai bine. Este un colț fierbinte al lumii. Meseria sa cere discreție și siguranța oamenilor care lucrează în astfel de poziții, în zone fierbinte ale lumii, din nou cere discreție, pentru că dacă tu ești în fotografii și cu informații pe toate gardurile, complicat, ești cam ușor de detectat. Ești o țintă, da? E, bineînțeles, nu e atât de greu de înțeles până la urmă. Dar întorcându-mă la povestea de care vă spuneam, și poate că unii nu înțeleg de ce n-am răspuns imediat așa cum se dorea. Pentru că, în primul rând, nu este firesc să fii într-un loc public și cineva să vină la tine băgându-ți în ochi două telefoane, filmându-te de la o distanță foarte mică, hărțuindu-te practic și fără să se prezinte, fără să-ți ceară voie să te filmeze sau să te pozeze. Credeți-mă, am o relație extraordinară cu oameni care vin la mine, îmi cer respectuos să facem o fotografie și o facem, nu e nicio problemă. Dar poate că ai o zi în care nu-ți dorește asta și ai dreptul să spui nu. Și pe de altă parte, poate că celălalt care nu e persoană publică nu-și dorește lucrul acesta, e lesne de înțeles. Deci, despre asta e vorba. Vii la mine, mă întrebi dacă vreau să-ți ofer un interviu înainte de toate, nu? Interviurile se agrează de către ambele părți. Nu sunt obligată să-ți ofer amănunte intime din viața mea și nici măcar un interviu care nu implică amănunte intime, pentru că lucrurile acestea se aranjează profesional, așa cum ai făcut și tu. M-ai invitat la această emisiune și, ce să vezi? Și iată, ce să vezi? Surpriza. Așa e. Și îți mulțumim că este prima apariție din momentul în care numele Andrei Marin a fost foarte des folosit. Pe de altă parte, totdeauna, odată cu din nou și din nou. Exact. Pe de altă parte, acest subiect vine și cu un tăvăluc de presiune la adresa unui om, indiferent dacă e diplomat sau nu, și a familiei lui, și apar tot soiul, ruda de nu știu unde, de nu știu cum, orice fel de fărâmă în momentul ăla se folosește. Poate că ceea ce trăiești tu acum și tu ne faci să înțelegem că este ceva foarte frumos, merită o șansă, măcar de puțină normalitate, ca să prindă rădăcini. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa a câteva luni de liniște. Și aceste luni de liniște te ajută să crești frumos într-o relație, fără imixtiuni nedorite. Ce tare, câteva luni care nu s-a prins nimeni, asta e interesant. Nu a fost intenționat. Noi mai ieșit împreună și înainte, să știi. Asta, numai că nu, în ziua asta respectivă, domnii nu erau la serviciu. În același mod. Dar asta înseamnă că e o chestiune asumată, adică... Bineînțeles, nu e nimic neasumat în momentul asta în care... Asta înseamnă că ești foarte fericită și liniștită. Da, sunt liniștită și fericită, e adevărat. Da, vreau să te întreb. Dar nu vreau să fac confesiuni despre asta. Evident. Atâta lucru cer, să se înțeleagă lucrurile astea. Te-aș întreba altceva. Fiecare vârstă are felul ei de a iubi. Clar. Da? Într-un fel am iubit la 20 de ani, un fel am iubit la 30. Nu știu, am doar 18 și încă nu știu cum e mai târziu. Și tu nu știi, Cristi, cum că tu ai iubit cam o dată și pentru totdeauna, cum înțelegem. Ei, da! Deci lasă-ne cum pe noi să acum ne dăm. N-am iubit și n-am deci iubit tu nu pe nimeni. Nu putem să zice la 18, la 20, deci, la 35. Cum este? Pentru că tocmai că am văzut fațetele iubirii de multe ori, exact cum ai spus și tu vorbind. Cum iubește acum Andreea Marin? Matur, pur și simplu. Că ceva matur ca la 18 schimbat. Ani. Matur ca la 18 ani pe care... Nici matur te iau valurile. Nu, turi, cred că sunt mereu. Nu sunt un om care își permite să... Aroganțe din astea. Greșească încă o dată și încă o dată și încă o dată. Până la urmă, în orice relație, trebuie să pornești cu încredere. Pentru că altfel nu dai o șansă relației. Dar pot să spun doar că sunt bine.
Urmează o nuntă? Vorbim despre lucruri care nu se întâmplă așa cu una, cu două. Și în plus, ea la un moment dat a spus, dar asta o să verificăm mai încolo, nu acum, cred că e mai devreme, că nu se mai gândește, nu ea. Cealaltă ea, adică Andreea, că ideea de nuntă nu mai este, a testat diverse, asta o să vedem. Nu cred. N-am împlinit încă 18 ani și n-am voie de acasă. A, deci nu e chiar 18 ani. Stai o secundă, trebuia să vină cu tata în ei. Dar stai puțin acasă, ți s-a dat ok-ul de acasă? De la cea mică? Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Asta e cel mai important, cred că atunci când copilul... dorește să mă vadă fericită, clar. Așa cum și copiii tăi, știi bine, exact. Asta și asta mai e ceva, asta înseamnă dacă că prezentăm omul acela este merită. De calitate și are sufletul bun, pentru că un copil e un radar foarte fin asupra sufletului unui om. Și simte un părinte dacă care este singur nu-și prezintă, mă rog, partenerul copilului, decât dacă este sigur că... Da. Un părinte responsabil, clar. Așa face. Așa dar facem și când, de exemplu, înainte de 18 ani, Andreea Marin poate a fost dezamăgită o dată de două ori. Când este în pragul la 18 ani... Toți trăim ani. Și povestea asta a dezamăgirii. Toți o trăim. Nu e o noutate pentru nimeni, cum cred. O poate cuceri un domn pe Andreea Marin acum? Adică că trebuie să fie ceva în plus, tocmai pentru că dezamăgirile din trecut poate ea, o fac să sufle în ea urtă. Adică să fie... Adică, eu cred că ea e deschis. Cum trebuie să fie el, ca să zic așa? Cum trebuie să fie? Un om asumat și un om cald și cu un suflet mare. Și cu... cu visuri mari, ca și mine. Și pregătit să știe că lângă el este, chiar dacă are 18 ani, Andreea Marin. Care e Andreea Marin? Eu, când mă uit în oglindă, nu văd o persoană care apare la televizor. Eu văd un om normal. Eu sunt Andreea, nu Andreea Marin da. În casă. Dar ești o Andreea Marin care este puternică, care are foarte multe lucruri de făcut și un om care stă lângă Andreea Marin trebuie să țină ritm. Asta vedeți voi. Eu, când mă uit în oglindă, văd un om cu multe vulnerabilități. Eu mă văd altfel. Cred că fiecare vede cumva vulnerabilități. Și cred că eu îmi doresc, văzându-mă altfel decât se văd lucrurile din afară, nu că n-aș avea și doza mea de forță, că altfel n-aș fi reușit multe lucruri în viață. Și n-aș fi răzbătut printr-o junglă, să spun așa, pe care am parcurs-o până acum. Însă eu văd și faptul că o femeie, orice femeie, are nevoie de protecție. De sentimentul că este iubită, pur și simplu, că este prețuită pentru ceea ce este ea ca om, nu pentru faptul că apare la televizor sau ba, pentru că nu în asta constă cu adevărat valoarea noastră. Poți să ai orice meserie. Dacă ești om, pur și simplu, și ai un suflet mare, îți dorești pe cineva asemenea ție. Atâta tot. De obicei, iubirea apare când există și preocupări comune, pasiuni comune, păi fără asta limbaj nu se poate, comun. Fără încredere, preocupări comune, măcar, cum să zic, măcar acest start, nu există apropiere, cred eu, poate greșesc. Dar crezi în iubirea care poate să existe la distanță, tu aici? Precum vezi, cam la... cred. Asta zic, tu aici, precum vezi, acolo. Da. Dar dacă va fi nevoie, vei fi dispusă să pleci din România, să te stabilești o perioadă în altă țară? Nu atâta vreme cât copilul meu este sub 18 ani ai mei. Da, până când împlinește copilul 18 ani, ea crește de 18 și ani cumva fix. Desigur, alegerea fiecărei mame este să pună pe primul plan siguranța, siguranța emoțională, tot ce privește dezvoltarea copilului său. Este normal, aș fi iresponsabilă să mă gândesc întâi la sentimentele proprii. Și cine... nu știu, a trăit povestea asta în familia sa sau pe propria piele, știe bine lucrul ăsta. Bine, dar uneori relația asta la distanță, dacă nu se rezolvă cumva lucrurile, poate duce la separare. Uneori da, uneori ba. Nu știu, fiecare cuplu e în ce așteptări ai? De la o relație frumoasă. Nu o să vă spun vouă. Am înțeles. Ne poți fi numai către bine, este clar. Bun, păi important este să fie lucruri care să fie bune, să fie comune. Iată că în continuare crede în dragoste și în preocupări. Da, eu sunt...